Vasile Guțuleac, jurnalist, poet, scriitor, și-a lansat ieri ultimele sale trei cărți. Centrul de Cultură din Glodeni a fost gazda acestui eveniment care au reunit oameni pentru care cartea continuă să stea în capul mesei. Cei prezenți la eveniment au vorbit despre activitatea jurnalistului, dar și a omului care a activat în serviciul Cultură Glodeni, Vasile Guțuleac. Vorbim de Vasile Guțuleac, că l-am botezat în Ucraina. Aceste cuvinte motomenești, începând de la Mărică până la Amuș și ce am văzut și ce m-a determinat să rămân ca director al centrului. Întâlnirea că am avut-o, vă spuneam, în 88 la Chișinău, am mers la masa la Busuioc, îmi vinea 60 de ani, poetul Busuioc. Am văzut toate tradițiile de acolo și de la noi la fel. Și atunci am spus că vorbim de unire. Unirea se face prin cultură, unirea se face prin simțire, unirea se face prin voință. Și atunci am pornit pe ce știu eu, pe cultură. Iar liantul dintre Glodeni și Botoșani a fost acest Vasile și este Vasile Guțuleac. Adunie, în perioada aceea, între 2007-2011, mi-am dat seama că este o personalitate mai deosebită și pentru faptul că are acest dar de a-și expune gândurile, de a oglindi realitățile în care trăim prin cuvintele sale și prin felul cum le vede lumea lui. Și am mai constatat o calitate foarte bună și față de care mă atâng cu deosebit respect, că dumnealui și pe vremea când era în lumea sovietică, era Partidul Comunist la putere, avea cam aceeași viziune. În cartea Cetatea Cunoștinților Primare, scriitorul Vasile Guțuleac, originar de Lunca Prutului, aduce în prim plan istoria liceului teoretic Bălătina. Școala este anume Cetatea Cunoștinților, prin care au trecut toți bălătinienii și nu doar. Cândva Bălătina au fost centrul raional și acolo făceau carte buniei noștri. Cei prezenți la eveniment au vorbit despre semănătorii de lumină, au sculptat sute de suflete în acest lăcaș vechi, care va mărca în toamnă peste 150 de ani. Am eternizat nume de persoane care și-au pus aportul la prosperarea ținutului natal cu dăruire de sine și dragoste aparte pentru neamul din care ne tragem. Am lăsat în știune pagini de memorialistică despre Vatra Străbună, care a fost și este un izvor de inspirație pentru mulți din feciorii născuți pe acest meleag mioritic. În a doua parte a evenimentului, publicul a urmărit un spectacol prezentat de o orchestră din Botoșani. Scriitorul Vasile Guțuleac spune că are deja mai multe proiecte pe care și-ar dori să le realizeze. Eu am început un proiect cu tema acasă. Primele două cărți au apărut deja, Acasă la Cuhnești și Acasă la Bălătina au apărut. Acum am finisat-o Acasă la Caminca, Trec prin Cubani, Moara Domnească, Dușmani și mergem în partea asfântă. Și vreau să le lăs o amintire pentru fiecare localitate, pentru că, în a doilea rând, pregătesc acum cartea închinată mamei, deci chipul mamei în oglinda timpului, la care țin foarte mult, pentru că am undeva ea să aibă 10 capitole, fiecare capitol diferă unul de altul, de la un timp la altul. Autorul cărților ne spune că cărțile pot fi citite în Biblioteca Vasile Coroban din Glodeni, în sala de lectură.